Cei care nu mănâncă miel pot cumpăra produse de porc de la târgul organizat pe platoul din fața pieței. Aici se vând mezeluri tradiționale și specialități din brânză. De unde aduceți produsele? De la Bran. Ce oferiți? Tele mea de oaie proaspătă, brânză de burduf, pastramă. De pe masă de Paște nu ar trebui să lipsească țuica și vinul. Producătorii de la târg ne garantează că băuturile lor nu conțin aditivi sau potențiatori de gust. Mai avem o fetească neagră care este un vin sec sau o fetească neagră care e demisec. Fetească regală cu sauvignon este sec, celălalt. Avem și o țuică de prune la 30 de grade, o pălincă de caise sau de prune la 50 de grade. De unde le aduceți? Gura Vadului, Prahova. Se vând? Da, se vând. Lumea ia cu încredere pentru că venim o dată pe lună și sunt produse naturale. Care sunt prețurile? Prețul este 20 de lei țuica de prune, 15 lei 2 litri de vin, iar pălinca este 40 de lei litru. Târgul de bunătăți durează până vineri 6 aprilie.